Majorarea a aproape tuturor prețurilor din ultimele luni va conduce în curând la restrângerea economiei. Este de părere senatorul PNL Vasil Căpotecă. Parlamentarul Hunedoian consideră că prima consecință a creșterii prețurilor este reducerea consumului, iar acest fapt va atrage după sine și unele concedieri. Majorarea prețurilor la energia electrică, la gazele naturale, carburanți, chiar și la alimentele de bază au făcut ca unii dintre români să fie mult mai atenți la fiecare bănuț pe care îl scot din buzunar. Senatorul liberal Vasil Căpotecă este realist atunci când vine vorba despre situația economică a României și nu are proiecții prea optimiste în acest sens. Creșterea prețurilor va duce în curând la o restrângere a economiei, pentru că prima consecință a creșterii prețurilor este reducerea consumului. În momentul când se reduce consumul, cineva va produce mai puțin. Producând mai puțin, trebuie să câștigă mai puțin, trebuie să dea oameni afară. Viața va impune acest lucru. Adică, credeți-mă, este o chestiune naturală. Deci, până la urmă, viața te obligă să ajungi în această situație. Senatorul liberal este de părere că goana după provizii nu înseamnă și avantaje pe termen lung, așa cum a fost și cazul celor care în lunile august și septembrie au achiziționat produse în cantități foarte mari. Anul ăsta, cel puțin în lunile august-septembrie, mai toată populația a cumpărat cantități foarte mari de legume, fructe, legume, pentru și într-o formă sau alta le-au industrializat încercând să-și facă o rezervă până la primăvară. Această rezervă va face ca ceea ce se produce acum în industrie și aprovizionează magazine să rămână acolo. Ceea ce magazinele nu vor comanda, iar lanțul cu fabricile, într-o formă sau alta, să nu se mai deruleze în mod normal. Atunci, ce vom avea, v-am spus? Vom avea o constrângere a economiei. În momentul ăsta se va produce șomaj. Vom produce șomaj și deci multe, multe alte probleme pe care deocamdată la această oră încă nici nu le luăm în seamă. Este o iarnă extrem de interesantă și din păcate este o iarnă care ne va produce mari bătăi de cap. Cred că din punct de vedere al aprovizionării cu energie și celelalte, problemele se vor rezolva. Că se va rezolva intern, că se vor rezolva printr-o solidaritate a Uniunii Europene, așa cum cereau oficialii de la Bruxelles, lucrurile se vor rezolva într-un fel sau altul. Dar populația va suferi și va suferi în primul rând pentru că de cantitatea de bani pe care o au din pensii, din salarii, va fi mică. Și nu cred că vom putea cu economiile noastre să în totalitate să le acoperim. Guvernul României urmează să ia măsuri sociale în această iarnă pentru a putea asigura minimul de decență financiară, în special cetățenilor care trăiesc la limita subzistenței.